Nu vreau să părăsesc nimic. Părăsește platou, te rog. Platoul ăsta este al meu. Go away! Du-te și ia-ți scaun și pune de lângă mine, sclavule. Având în vedere că stai un prost, handicapat prost, salut, eu sunt Vlad și în episodul de astăzi o să reacționăm la ceva foarte intim. Este, probabil ați citit în titlu, este vlogul meu de la 10 ani. Nu sunt prea mândru cu el pentru că este foarte bine editat și este foarte necringe. Necringe este cuvântul? Da, eu zic să trecem direct la unboxing și gata, nu mai stăm la discuții. Gata, mutăm cadrul ca să vedeți pentru că nu pot să salvez aceste videouri pentru că e CD-ul zgâriat, e cu dalea. Deci enjoy și sper să nu mă fac prea tare de căcat. Hello, tovarăș! Eu sunt Teni. Bună, Teni! Și acesta este vlogul meu. Vedem. Bun, acum o să vă spun câteva lucruri despre mine, așa, ca de început. Locuiesc în Suceava. Am avut 15 ani. Îmi place foarte mult jocul Angry Birds. Birds. Revista mea preferată este... asta. Aoleu, aici am copiat-o pe Bie, tequila te-am copiat aici, 50 de lucruri. Și haide să vă arăt și pe Lușa, cățeaua mea. Ea este Lușa. Ce fața mea? El este Thomas. Am 4 ani și e jucăușă. Fair enough. Și e jucăușă. Stai că mai zici ceva aici. Uite, și cățeaua te judecă. Da. Deci uite cât e de... embarrassed cateaua cu tine. E cam leneșă. Am avut mai de mult o pisică, dar adicat. Nu știu cum s-a întâmplat și cum așa, dar am pierdut-o. Dar nu pot să mă uit la tot. Jur. Hai, lasă că e ok. Dar mă bucur că o am încă pe ea. So, îmi place foarte mult dubstep-ul, dar și alte genuri. Am călătorit. Oh my god! Tequila! Tequila! Mare fan, mare fan. Nu, mare fan, băi, eram mare fan. Și mi-aș dori foarte mult să merg în Spania. Am auzit că e interesant pe că... Asta e voce, nu, e trecere de la voce de piept la voce de cap. Că... Aș vrea. Așa. Vlogul meu favorit este tequila. You wouldn't say. Nu ne-am fi dat seama niciodată. Tequila, prin cash this, tequila! Dragii mei, nu ne-am mare fan, fă, mare fan eram. Respect. Respect. Acum vine partea ce urăsc. Urăsc să stau la coadă. Urăsc acel moment în care stau relaxat pe pat și sună cineva și dau pe ocupat. Răspund, alo, cine e? Și mi-închide de scurt. Era Vlad, de stătea relaxat în pat. De aia n-a pus să vorbească. Sună, 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 în continui. Vine în continui? Și anotimpul meu favorit este vara. Pentru că vara, vara, hello, tovarăș. S-a schimbat cadrul, pentru că vara ce? Că vara ce? Nu știu atât a fost. Pentru că vara... Hai, am un iPhone am în spate. Am câteva anunțuri în legătură cu vlogul meu. Da, spune-ne. Acum voi face 3 videoclipuri la rând. Da. Apoi voi posta în fiecare joi. Deci de săptămâna viitoare, joia. Bun. Astăzi aș vrea să vorbim pre-messenger. Pentru că un... pre-messenger? Despre messenger. A, despre. Chiar sunt enervante. Prim, când scrii la status DND sau BRB sau nu deranjați, în momentul acela, chiar atunci te caut și te întreabă ce faci, îți dă buzuri peste buzuri și te deranjează. Când tu de fapt ai la status că nu poți vorbi. Mare divă, fă. Mare divă. 2. Tocmai ce ai vorbit la telefon cu prietenul tău, prietena sau oricare alta, iar în momentul în care ai închis telefonul, ei te parcă mă scremeam. Și te întreabă ce faci. Dar tu observi freza mea? Da, dracu de freză. Te-a întrebat ce faci, unde ești, chestii,
Hai să copil basic. Tu copii de vârsta ta arătau așa. Pentru ce mai caut pe MSR? Unde e logica? Sau. Și 3. Și asta este destul de important. Și să aveți bine. Este o chineză specială, lasă-mă. Încă vorbești așa. Am deschis o dată Messenger-ul. Messenger-ul? Și dar tu la ce? La Yahoo Messenger te referi? Cineva cu un nume foarte ciudat. Ok. Nu știu, era străin sau altceva. Wow. Cea mai mare prostie. Hai mă, Vlad. Ia găsi ce era acela. Mă întreabă ce fac în engleză și chestii. Poi îmi trimite un site cu... Și eu îi spun că... Că era porno. Nu mai pot să vorbesc și îi spun bye. Și el atunci insistă să intre pe acea pagină. Și mi-am dat seama că s-ar putea să se întâmple ceva. S-ar putea să se întâmple. Așa că aveți grijă, știi? Dacă vă apare... Mi-e drăgătă mașinuță. Din genul ăsta, adică ID-uri de-astea ciudate care... ID-uri, nu prea... Nu, deci nu mai vreau să-ți arăt sketch-ul meu. Nu vreau să-l văd pe ăsta. Are legătură. Nu dați accept. Nu dați accept. Bun, acum trei lucruri interesante și ajutătoare la acest program numit Messenger. Ok. Poți comunica fără să consumi minute. Și asta e bine. Bravo, da. Ai acea funcție de sus numită voice call, în care chiar... Voice call. Aveam un cal când eram mic și era de fapt... Da, guys, deci cam asta a fost. M-am făcut de căcat. Oricum. La cine? La mine l-ai făcut de căcat de când te știu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Cum ziceam eu un video acolo? Erai like, subscribe și probabil milă. Ne vedem în curând cu mai multe videouri, pentru că o să vină vreo 3 videouri speciale. O să vă placă maxim. Deci trebuie să vă abonați. Hai, Tainy Vlog, Tainy Vlog, gata, hai, ciao.